În prezența unor colegi parlamentari și invitați din USR Maramureș, deputatul USR Brian Cristian și-a inaugurat noul cabinet parlamentar din Baia Mare. Sediul se dorește a fi o ușă larg deschisă pentru rezolvarea problemelor cetățenilor. Am reușit ca până la această oră să putem să aranjăm acest spațiu. După cum vă spuneam unora dintre voi, acest spațiu se dorește a fi unul viu, atât pentru cetățeni, să vină, să fie ușă deschisă în permanență, unde să fie în orice moment o persoană care să asculte doleanțele, dar și să venim cu potențiale probleme, dar în același timp un spațiu viu pentru colegii din partid. Doar parlamentarii USR își caută un astfel de spațiu care să fie între oameni cu acces foarte ușor. Marea majoritate a cabinetelor parlamentare ale parlamentarilor altor partide le văd în sediile partidelor cu o mică plăcuță unde scrie birou parlamentar. Ceea ce facem noi astăzi este ceea ce de fapt face USR-ul de când s-a înființat. Lucrăm în echipă, căutăm soluții și încercăm să ne conectăm nu numai la nivel parlamentar. Cetățenii nu sunt la curent cu atribuțiile și rolul parlamentarului, iar deputatul Brian Cristian vine cu ideea funcționării unor programe de educație politică pentru ca oamenii să fie informați despre fiecare ales ce poate să facă. Nu prea vedem rapoarte de activitate ale parlamentarilor, nu comunică destul de constant și nu comunică structurat ce au făcut, ca oamenii să poată să-și facă o părere obiectivă și, într-adevăr, poate ar fi utile și programe de educație politică pentru ca un cetățean să-și dea seama fiecare tip de ales ce poate să facă. Care va fi rolul noului cabinet parlamentar USR? Scopul va fi tocmai acela de a rezolva problemele oamenilor care ne-au trimis și de a fi mai aproape de băimăreni. De foarte multe ori aleșii se blochează în așa zisul lor turn de fildeș, mai cu seamă există cazuri în care pierd contactul cu alegătorii care au trimis acolo și prin acest birou parlamentar tocmai asta ne dorim, să fie un spațiu deschis în mijlocul comunității unde să putem vorbi cu cetățeanul. Un cabinet parlamentar al deputatului USR Brian Cristian a fost deschis și la Târgu Lăpuș și urmează să se inaugure în viitorul apropiat și în localitățile Dragomireș și Mireșul Mare.